de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți sub... Bună dimineața! Bine v-am primit la o nouă cafea, sau mă rog, bineveniți la o nouă cafea. Dacă nu știați, este perioada în care prea drăguțul stat român are grijă de noi. Cine mai are răbdare să se uite la televizor, depinde pe ce canal, vede că acum cică se votează bugetul. Este o discuție așa, haslie să spui că se votează bugetul, pentru că cei din coaliția majoritară nu au voie să depună amendamente la buget, pentru că bugetul este un dat venit de la guvern. Și ce vine de la guvern e ca și ce vine de sus, adică nu poți să schimbi decât cu mari greutăți și dacă este în interesul tău. Și cei din opoziție fac amendamente știind că oricum nu vor fi votate. Așa că ei numără, fac acolo tot felul de anexe la buget. Avem și o anexă 7.02, în care sunt niște proiecte cu dedicație pentru niște UAT-uri. Acele UAT-uri au marele avantaj acum că în proporție de 98% sunt de culoare galbenă sau curcubeu. Adică, sau UDMR-ul. Că UDMR-ul nu știu ce culoare au. Acolo merg banii. Pe de altă parte, onor guvernanții trebuie să știe cui dau acești bani și pentru ce fac bugetul. Pentru asta, de anul trecut s-a tot vorbit despre recensăminte. Animale, locuințe, din când în când și oameni, dacă or mai exista. De aceea, și pentru că ieri am publicat o știre privind recensământul de probă la Piatra Neamț și Gârcina în perioada 10-31 martie pentru populație și locuințe, avem plăcerea să-l avem în emisiune pe directorul executiv al Direcției de Statistică Neamț, domnul Claudiu Harapagiu Leporta. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că sunteți cu noi aici împreună. Mă bucur să fiu. Pentru că la o cafea cine știe ce mai discutăm. După această introducere melodramatică privind numărarea banilor, haideți să ajungem la chestiunea noastră. Parcă anul trecut trebuia să înceapă, sau mă rog, se programase un recensământ pentru anul ăsta, nu mai știu. Explicați-ne dumneavoastră. Da, a fost primul calendar al recensământului populației, trebuia să se desfășoare anul acesta, dar din cauze binecunoscute, și anume pandemia. Eu mă gândeam la altceva. S-a luat hotărârea decalării recensământului propriu-zis pentru anul viitor. Mai ales că avem două recensăminte, și recensământul agricol și recensământul populației și locuințelor. Deci, două. Dar stați un pic. Oameni aveți? Avem. Ne descurcăm. Oameni care să muncească la acest recensământ. Da. Nu pot să mă plâng că nu facem față. Încercăm să facem față cu disponibilul de persoane care lucrează în statistică. Și cumva încercăm să o facem cu responsabilitate, mai ales că recensămintele sunt, cred, cele mai importante lucrări statistice. Și pentru statistică, în genere, e cumva o mare responsabilitate realizarea recensămintelor. Mai ales că numărăm cele mai mari avuții ale unui popor, pământurile și oamenii. Și cred că cumva istoricul statisticii românești, statisticii oficiale, cel puțin pe zona de recensăminte, avem în istoricul acesta avem cu ce să ne mândrim. Pot să pomenesc recensământul populației la 1930, care a fost
unul dintre cele mai bine realizate recensăminte la nivel mondial. A fost și lăudat așa, ca să spun, la nivel internațional. Și care cumva a consacrat ceea ce se numește statistica oficială românească. Acum să vă spun ceva, în perioada aia, dacă nu mă înșel, era perioada interbelică. Și în perioada interbelică au fost foarte multe lucruri bine realizate și apreciate la nivel european și mondial. Îmi aduc aminte de faptul că leu, cu excepția perioadei crizei economice, era o monedă extrem de apreciată. România avea uzine care exportau în toată Europa și după aia au avut grijă să le ia cu totul, să le ducă și unii și alții. România avea o clasă politică, să spunem, 50% profund responsabilă și normal că atunci puteai să faci și statistici extrem de solide. E adevărat, a fost și o implicare a multor oameni, să spunem, de știință. Au fost matematicieni, statisticieni, sociologi care s-au implicat în acest recensământ. Deci e adevărat, probabil că a fost o perioadă foarte propice pentru statistica oficială. Bun, haideți să vedem. A spus că numărați cele mai două bogății importante ale unei țări, terenurile și oamenii. Terenurile, nu știu dacă scad ca suprafețe, dar cu oamenii, cum stăm așa, fără să-i numărați încă? Oficial. Noi am mai avut discuția asta și știm că, cel puțin la nivelul județului Neamț, suntem într-o zonă de declin demografic. Dar recensământul o să ne oferi o fotografie foarte, cu o acuratețe foarte mare privind populația, numai a județului, a întregii României, și vorbim de populația rezidentă, populația care este stabilă, locuiește în teritoriu. Cum veți face deosebirea între populația rezidentă și cei care sunt plecați neoficial în afară, dacă va fi și acolo autorecenzare? Păi, tocmai asta, noi când facem autorecenzarea se face pe baza, există un proces anterior de sectorizare și se ia pe baza locului de unde locuiește. Doar asta înseamnă rezidența obișnuită. Și de acolo, practic, sunt date legate de unde locuiește o persoană. Recensământul ăsta în Uniunea Europeană, în perioada asta, o să se facă în majoritatea, în toate statele europene, e o condiție Eurostat. Iar, cum îi spune, pentru a stabili persoana, adică unde trebuie recenzată, e locul de reședință. Locul de reședință. Da. Bun. Așa încât în populația stabilă o să includem și nu neapărat cetățeni români. Poate fi și cetățeni străini care au rezidența în România, rezidență, cum sunt cetățeni români care au rezidența în străinătate și care vor fi numărați în recensămintele din acele țări unde au reședință. Bun. Haideți să vedem practic ce se întâmplă. Acum am înțeles că două lucruri sunt importante. Acest recensământ de probă care bate la ușă pe 10 martie și recensământul agricol. Mă scuzați. Deci haideți să începem cu recensământul de probă. Recensământul de probă o să desfășoare în luna martie. Noi în recensămintele de probă, așa am făcut și la recensământul agricol anul trecut, în principal testăm partea de organizare a recensământului, modul în care se culeg datele pe teren, cum sunt instruiți, recrutați recenzorii. Și pe de cealaltă parte testăm instrumentele de colectare a datelor, adică chestionarele și metodele utilizate. La acest recensământ sunt câteva noutăți. În primul rând că există acea autorecenzare în care persoanele pot să-și completeze singure datele într-un formular online. A doua noutate este colectarea datelor. Nu se mai face pe hârtie, ci se face cu ajutorul tabletelor. Vorbim de colectarea față în față după perioada de autorecenzare.
Și toate aceste lucruri trebuie testate înainte de a intra în recensământul propriu-zis. Și acest lucru facem la recensământul de probă. Mă înțeles. Și cum au fost alese zonele? S-a urmărit alegerea unor sectoare dintr-o zonă urbană și o zonă rurală. Și probabil pentru a ușura cumva și partea organizatorică, munca de colectare a datelor, s-au ales orașe reședințe de județ și o localitate rurală din jurul reședinței. De asta în județul Neamț au fost alese locuințe din Piatra Neamț și din Gârcina. Mai exact, sunt în Piatra sunt 16 sectoare. Noi le spunem subsectoare pentru că un sector de recensământ are mai multe locuințe. Acum e și timpul redus, e vorba de o săptămână, de exemplu, pentru colectarea față în față și de asta un sector la recensământ de probă este mult mai mic, are în jur de 50 de locuințe. Altfel, sectoarele sunt în recensământ propriu-zis, colectarea datelor se facă timp de 2 luni. Și atunci e clar că sectorul o să fie mult mai mare, dar în momentul în care se stabilește dimensiunea sectorului, se ia ca punct de reper locuința. Și cum anunțați? Adică există o metodă de a anunța oamenii din ce zonă sunt? În primul rând, de asta am și început prima dată cu o informare de presă și am rugat chiar, am transmis chiar la primăriile Piatra Neamț și Gârcina să afișeze inclusiv pe site-urile proprii și pe alte mijloace de comunicare informații privind la recensământul de probă. Și în același timp, noi, începând de astăzi, avem public lista adreselor, adică stradă și număr administrativ, la care sunt cuprinse în eșantionul recensământului. Nu, că e bine omul să știe. Și pe site-ul Direcției Regionale de Statistică este această listă în format Excel. Fiecare poate să verifice dacă... Cineva vrea să fie recenzat. Dacă este cuprins în eșantion. Acum, conform prevederilor legale, și așa o să fie și la recensământ, nu e chestie de vrut. Din punctul meu de vedere, este o obligație cetățenească. Și foarte importantă, pentru că până la urmă noi beneficiem de rezultatele. Este o... Bun, dar nu, omul trebuie să știe, băi, e cu partea de autorecenzare, o fac sau nu o fac. Dacă nu, știu că între 22 și 31 martie îmi bate cineva la ușă sau îmi sună la sonerie. Dar acum să vă spun drept, în următoarea perioadă, persoanele care vor fi angajate ca recenzori, până să ajungă să colecteze date cu tableta față în față, vor merge la fiecare adresă cuprins în eșantion și vor lăsa un fluturaș în care se menționează că persoanele sau locuința respectivă a fost cuprins în eșantion și că are posibilitatea să autorecenzeze. Astfel încât în perioada de autorecenzare fiecare o să aibă acces, o să aibă informația în cutia poștală. Sau... Am înțeles. Și deci... Cei care își fac autorecenzarea nu mai sunt vizitați după aceea, nu? Dacă totul este corect. Dacă totul este corect. Dar tocmai asta înseamnă procesul ăsta de testare, până la urma formularului. Noi putem observa, de exemplu, formularul are niște chei de validare. Dacă nu este completat integral, persoana respectivă nu poate să trimită formularul propriu-zis, adică să-i să accepte. Și de asta, cumva, pregătirea asta de acum o să ne ajute la recensământul propriu-zis, astfel încât să fie completate cât mai corect chestionarea, astfel încât să nu se mai revină la locuințele respective pentru colectare față în față. Da, e o pregătire pentru recensământul cel mare, că dacă, să spunem, 70% din populație trimit aceste... formulare bine. Acum să vă spun, ideea asta de autorecenzare a pornit înainte de a începe pandemia. Și noi am luat exemple mai multe state din Uniunea Europeană, dar e adevărat că atunci situația sau eficiența autorecenzării nu a fost foarte mare.
Știu că vorbeau din jur de 20-25% pe autorecenzare. Cumva momentul ăsta este și propice pentru, îmi pare foarte rău să spun, e adevărat, nu, n-am fi vrut să fie acest COVID și această pandemie, dar poate că oamenii, tocmai și din acest motiv, vor fi încurajați să meargă pe ideea de autorecenzare, tocmai pentru a evita contactul cu recenzorul, care merge din casă în casă. Da. Și noi încurajăm persoanele care sunt cuprinse în eșantion să meargă pe ideea asta de autorecenzare. Apropo de recenzorul care merge din casă în casă, va anunța cineva dacă ei vor fi vaccinați cu prioritate? Apropo de COVID, bănuiesc că nu va anunța nimeni și nici nu există această posibilitate. Noi, nu, la recenzori nu, pentru că sunt angajați, sunt prestatori de servicii pentru, da, pentru noi. Eu de asta zic că, în mod normal, dacă ei trec din casă în casă, ar fi fost Probabil, adică ei oricum vor purta măști, vor avea legitimații, adică încercăm să păstrăm acele condiții de siguranță până la recensământul propriu-zis, când se va lucra cu, să spunem, 500, aproape 600 de recenzori pe teren, până atunci, adică anul viitor, o să fie poate situația Nu pot să nu citesc mesajul unui consilier județean și un politic. O să vă speriați când o să vedeți câți oameni găsiți la recensământ și că sunt pe listele electorale. Da, iar noi am mai discutat problema asta. Da. Listele electorale se referă la populația legală cu drept de vot și populația legală cu drept de vot e vorba de cetățenii români care au domiciliu în România. Pe când populația stabilă vorbim despre exact resursele umane de oamenii care locuiesc în România, indiferent de cetățenii, indiferent. Deci sunt oamenii de care dispui sau statul dispune în momentul în care își face niște politici și strategii. Da, nu, deci era domnul Sorin Cazan de la Roman, care, dai bine că ai făcut această precizare, ca să știi da, care e tot timpul există, tot timpul se încurcă lucrurile astea, dar vreau tot timpul să fac diferența, pentru că și noi lucrăm cu doi indicatori. Indicatorul este populația după domiciliu, care se apropie mai mult de populația cea legală de care vorbim și unde peste 18 ani au drept de vot. Și populația rezidentă, populația care locuiește pe teritoriul României. Dacă așa este primul lucru, prima capcană. A, deci facem recenzământ și să vedem cât sunt pe lista electorală. Da, e o diferență mare. Și aproape sigur o să apară discuții după, cum au fost tot timpul, de altfel, în care eu spun, dar uite că populația e atâta și noi avem atâția votanți. Iar, revin, vorbim de cetățeni români. Români sunt cu drept de vot. Cu drept de vot. Cetățeni români sunt și în afara țării cu drept de vot. Da? Ei nu se recenzează. Și mai avem și cetățeni care ar fi putut avea drept de vot, dar nu-l mai au din motive care țin de decizii ale instanțelor și în special din zona politicienilor. Sunt. Da. Nu știu, nu discut despre aceste deci ei au ani de a statistici. Vot. S-ar putea să existe și o statistică de genul acesta. Da. Dar nu facem noi. Deci, practic, acesta este un recensământ de probă, ca să fie foarte clar. Și este o pregătire la ce se va întâmpla. Da. Ce facem cu terenurile? Da. Asta este un recensământ, recensământ. Ceea ce aș vrea să mai spun de recensământul populației, puțin așa din dedesubturile a ceea ce facem noi în momentul de față, pe lângă acest recensământ de probă, și care o să pregătească cumva ceea ce o să urmeze după. În momentul de față, noi lucrăm pe o aplicație tocmai ca să ne ajute la împărțirea în sectoare a teritoriului, ca după aia să luăm locuințele pentru fiecare sector. Încercăm să punem toate astea pe o hartă, străzi și numere administrative, iar ulterior
după ce reușim asta și facem recensământul, toate datele statistice o să fie puse pe hartă, astfel încât ceea ce nu puteam până acum să obținem, decât, de exemplu, populația în ultimii ani, din 2012, populația rezidentă doar la nivel de județ, vom putea obține hărți, da, în timp real cu privire la populația la un grid de un kilometru pătrat. Ceea ce e extraordinar, pentru că eu știu tocmai din colaborarea cu primăriile, au nevoie pentru proiecte. Uneori mi se cer date, de exemplu, cum e și la Piatra. Mi s-au cerut de foarte multe ori date pe cartiere. Ceea ce e clar că e foarte greu. În primul rând, cartierul nu este o delimitare administrativ-teritorială și noi nu putem aproxima, dar bun, care e cartierul, care e strada, care... Dar oricum, ca idee de a merge cât mai aproape în privința descrierii populației, este un lucru extraordinar. Cred că era, apropo de delimitarea pe cartiere, mai repede era pe delimitarea pe zone de impozitare. Deci spun că sunt delimitările astea pe zone de impozitare și nu mai vezi așa că merge un cer, să spunem, o linie și face așa o mică chestie insesizabilă undeva și până mergi mai acolo și mai faci una insesizabilă și când te uiți la insesizabilul ăla, vezi, acolo stă cu tare, acolo stă cu tare și cum să-l pui într-un cartier sau undeva? N-ai cum. Da, nu, iar nu. Nu pot să comentez deci aspectul ăsta. Va fi o hartă. Da, interactivă. Chiar, interactivă. Vreau să vă arăt exact ce lucrăm noi cumva, dar e o aplicație, e în format, e poți pe sistemul la, GIS. La cameră. De așa, da, ceva. Da. În spate vedeți ca un ortofoto, adică o fotografie din avion și noi lucrăm cu dungi și cu numere administrative. Și în momentul când te duci pe ea... Iar fiecare număr administrativ, după recensământ, o să aibă... E vorba de numărul de locuințe, nu vorbim numai de case, vorbim și de blocuri. De exemplu, număr administrativ care e un bloc are 20, 80, câte locuințe are. Și în spate au persoane. Deci va fi un sistem destul de complex din punctul ăsta de vedere și care o să ofere date de calitate din punctul meu de vedere. Asta este foarte bine, pentru că ai acces la o bază de date mai ușor. Absolut. Ai acces la o bază de date și măcar știi că pentru momentul acela este o bază de date la care te poți raporta. Și ulterior, intenția este de a actualiza astfel încât să existe un fel de mini-recensăminte, astfel încât să putem ține baza asta de date viabile pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și... Am înțeles. Spune-mi acum despre recensământul agricol. Nu mai ai de ceva de adăugat aici? La recensământul agricol suntem cumva pe ultima 100 de metri, în sensul în care noi până acum am reușit să facem listele cu exploatații agricole care vor fi cuprinse în recensământ și am și realizat sectorizarea. Sectorizarea, ca să înțeleagă toată lumea, e împărțirea teritoriului în niște bucăți care se cheamă sectoare de recensământ și care de fapt reprezintă norma pe care poate să facă un recenzor în perioada de recenzare. Și așa acoperim tot teritoriul. Practic sunt niște bucăți în care fiecare e ca la buget. E ca la buget. Se împarte așa, ăsta merge la județul Neamț, ăsta acolo. Acolo este cineva care are normă să cheltuie banii. Aici are normă aici să recenzeze. Aici fiecare recenzor are o normă de recenzare. O normă de recenzare la recensământul agricol în jur de 200 de exploatații. Cam atât, erau 180-200 de exploatații agricole. Deci vorbim aici numai despre pământul agricol, da, sau și despre intravilan? Nu, vorbim despre teren cu destinații agricole. Atât? Absolut, da. Da. Numai, pășunai destinația agricolă? Da. Pășunai tot destinația agricolă? Da. Nu știu. Da. Pădurea nu? Nu. Sunt anumite terenul arabil, mai sunt serii, mai sunt, deci sunt anumite tipuri. Plus animalele. Așa, la recensământul trecut au fost puțin, s-au luat absolut tot în considerare la recensământ și după aia s-au separat terenurile agricole din neagricole.
Momentul de față se iau doar terenurile agricole. Și cine stabilește care sunt terenurile agricole? Există o metodologie, da? Da, care este aplicată în toată Uniunea Europeană, conform unor directive europene. E mai interesant recensământul ăsta decât cel al populației, pentru că tare sunt curios să vedem cât teren agricol și cât teren neagricol avem în afara localităților. În genere, recensământul agricol, de asta se iau terenurile agricole, pentru că ele fac obiectul politicilor agricole de stat. Și avem subvenții. Și avem subvenții, avem, da. Și politica agricolă e, știți că e cumva unitară la nivelul Uniunii Europene. Așa este. Pentru că așa merg și dacă observați, așa merg și banii, cumva, pornind de la de sus sunt. Păi noi avem cele mai mici subvenții. Ea este unitară, dar România și Bulgaria au cele mai mici subvenții. Dar asta nu este o problemă, că undeva prin 24-25, după ce ne facem recensământul, ne aliniem la subvenții. Una din problemele pe care o știu și de la recensământul trecut e că noi avem o fragmentare mare a terenului agricol. Asta înseamnă foarte multe exploatații mici și multe în care se face agricultură de subzistență. Adică noi avem o problemă din punctul ăsta de vedere. Și mai avem și alte probleme, de exemplu, faptul că nu există ceea ce a fost la recensământul trecut, foarte multe proprietăți care nu aveau cumva acte de proprietate, foarte mulți deținători sau persoane care utilizau terenul și nu aveau acte de proprietate, tocmai din cauza taxelor, să spunem, de succesiune a cadastrului. De asta a început și programul, dacă știți că după recensământul din 2010 s-a luat decizia începerii unui program de cadastrare gratuită și asta a fost un motiv. Tocmai rezultatele și-au observat că, domne, nu, oamenii săraci n-au cum să-și plătească taxe mari și de cadastru, succesiuni. Taxele de succesiune sunt infernale pentru multă lume. Și de aici, încă un lucru pe care trebuie să-l fac, să precizez, noi la recensământ luăm în considerare persoanele care utilizează terenul, nu care dețin terenul. Pentru că, până la urmă, noi la recensământ vrem să obținem date cu privire la utilizarea terenurilor agricole. În ce mod sunt utilizate. Și deci nu proprietarul apare, nu proprietarul, ci utilizatorul. Cel care utilizează. Asta este mult mai important. Pentru că, bineînțeles, există arendă, există. E clar că, de fapt, pe noi asta ne interesează. Ne interesează ce face omul cu terenul și ce cultivă, cum îl. Așa, acolo apar inclusiv am terenul X, cultiv mazăre. Da, principalele tipuri de culturi, absolut. O să fie o mare problemă după ce terminați recensământul ăsta. Știu eu două instituții care vor avea o problemă. Și una din ele este acea instituție care dă subvenții pe culturi, de exemplu, culturile astea mai speciale. Deci ai un hectar de cătină. Știți că subvențiile sunt foarte mari. S-ar putea să nu bată exact suprafețele, dar o să așteptăm să vedem. Și nu numai cătină, și alte asemenea lucruri. Chiar sunt curios dacă vor corespunde aceste date din statistică cu valoarea subvențiilor date la suprafață. Dar statistica este ca și justiția, nu? Prezentați datele. Da, noi mergem cu datele. Nu, până la urmă, decidentul politic sau cel care face strategia utilizează datele în consecință. Bun, revin. Când se termină recensământul agricol? Noi colectăm datele timp de 3 luni, începând din mai, iunie, iulie. Da, la sfârșitul lui iulie. Atunci se merge pe teren pentru colectarea datelor. În momentul de față suntem într-o perioadă în care se recrutează personal, testăm, o să urmezi instruiri. Na, cam asta e interesant din punct de vedere financiar să fii recenzor?
Depinde, da, cred că da. Adică care-i valoarea la... Din câte știu eu, la recensământul agricol, cam în jur de 30 de lei pe chestionar, completat valid. 30 de lei pe chestionar din zona respectivă? Da. Deci, sau și cele care vin, și acolo este cu nu auto... Există autorecensare, nu există acolo. Deci nu? Acolo... Acolo se completează exclusiv pe teren, tot cu ajutorul tabletelor. Da? Noi avem în jur de... puțin peste 10.000 de exploatații cuprinse în sectoare și asta înseamnă 550-560 de recenzori, la care se adaugă încă vreo 100 și ceva de recenzori șefi. Recenzorul șef practic are în coordonare un număr de recenzori până la 9 sectoare de recenzământ. Aia se numește secții. Și selecția asta cum se face? De unde vin recenzământ? Recrutarea o face comisia locală de recenzământ. Deci fiecare UAT fiecare are UAT o comisie. Ne-a trimis o listă cu persoane. Noi, acum să vă spun drept, angajarea o face direcția agricolă, pentru că ei sunt principalul Ministerul Agriculturii, principalul beneficiar și partener în realizarea recensământului. Noi facem un fel de testare pentru astfel încât persoanele care sunt listele acele cu recrutări trimise de comisii locale să știe, să deschidă tableta, adică na, să o folosească, așa, să o folosească, să salveze. Adică minimul necesar, nu solicităm foarte mult. Știm că munca de teren este munca cea mai grea, cel puțin în zona noastră statisticii. Noi avem lucrări în gospodării și facem lucrări cu anchetatori. Și știm că e munca cea mai, să spunem, ingrată, pentru că de multe ori ai, te refuză, băi, așa. Chiar am vrut să e vă o muncă întreb. Grea. Chiar am vrut să vă întreb, cum reacționează oamenii, mai ales la recensământul ăsta agricol? Deocamdată n-am ajuns pe teren să vedem cum. Da, aveți experiență. De asta și a fost și sistemul ăsta de recrutare, adică prin comisiile locale. Pentru că, vă dați seama, într-un UAT, mai ales în zona rurală, oamenii se cunosc între ei și atunci există o disponibilitate mai mare a oamenilor, a persoanelor care sunt recenzate să primească recenzori, să dea datele respective. La recensământul populației, din experiența anterioară, totul depinde din modul în care este promovat. Și oamenii pricep importanța lucrării și nu au fost probleme deosebite. Unele. Cred că cunoașteți la recensământul trecut. Au fost mici, să spunem, sincopii de comunicare, dar nu cred că o să mai fie caz acum. Eu zic să nu fie așa de da, sigur. Bine, tot timpul există câte ceva. Încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Bun, lăsând recensământele la o parte, noi vă dorim baftă și așteptăm să vedem rezultatele. Da, da. Să vedem rezultatele, să găsiți cei 500 de oameni care să facă recensământul. Și pe cât posibil să nu fie transmiși de la UAT-uri numai pe bază de recomandări speciale, dar nu discutăm asta. Spuneți-mi un pic, cum arată județul Neamț pe baza acelor statistici lunare pe care le faceți și pe care le mai vedem și noi din când în când, pentru că sunteți una din puținele instituții care transmit aceste date pentru valorificare, pentru opinia publică. Cum arată județul Neamț după un an de pandemie? Știți că s-a avut un an. Da, dar asta se vede. Există o scădere economică și mai ales pe anumite ramuri economice. Există, da? Clar. Și asta, deci ceea ce e observabil la nivelul județului Neamț e observabil pentru toată țara. Eu, ca caracteristic de Horeca, de exemplu, știm turismul. Sunt ramurile astea care au fost cumva și pentru că au existat și niște măsuri administrative, nu putem să nu spunem asta, și care au scăzut economic. Ce o să faceți dacă în mai, iunie o să avem, Doamne ferește, din nou localități cu probleme închise, mă rog, că recensământul alegerilor a spus că necesită să mergi din casă în casă. Să amână din nou? Posibil? Nu. Nu mai vreți. Nu e vorba că nu vrem noi, dar avem niște termeni.
la Eurostat și nu și așa decalarea asta a fost o decalare în interiorul termenelor de recensământ. Nu s-a mișcat nimic din finalul recensământului. Și atunci, nu, probabil că o să găsim măsuri de siguranță, vom spori măsurile de siguranță. Și deci el trebuie făcut oricum. El trebuie făcut. Am înțeles. Da. Sub imperiul necesității facem tot ce trebuie, noi suntem obișnuiți cu asta, erau și lozinci pe vremuri cu așa ceva. Întreabă, o doamnă mă întreb dacă datele care vor fi obținute nu sunt de fapt foarte volatile. Aceste recensământe ar trebui făcute mai des, care este periodicitatea lor acum? Trebuie să răspundem. Da, la recensămintele 10 ani erau, și de asta și ideea, census, așa. Recensus. Se fac la 10 ani pentru și se fac așa rar. Întrebarea, de fapt, asta e. De ce se fac așa rar? Tocmai de asta am vorbit și de hărți și de așa, pentru că încercăm să le facem cumva să fie la intervale mai scurte, chiar dacă nu o să numărăm toată populația, pentru că, acum fac o paranteză, înainte de autorecenzare, există o perioadă în care se construiește o bază de date cu surse administrative, cu date din surse administrative. Asta înseamnă că încercăm să folosim cât mai multe date care din există. Populația care există, cu anumite metode de încrucișare, de exemplu, ceea ce se cheamă proof of life, adică niște dovezi ale existenței unei persoane impozitul plătit. Deci eu știu, de exemplu, de la Casa de Sănătate, dacă o persoană nu a accesat asigurare sau nu apare în baza de date, de exemplu, pe un an, mie îmi sună a beculeț că s-ar putea să nu fie rezident, adică să nu fie în țară. Și pot să încrucișez baze de date și astfel încât să pot să-mi dau seama ce populație este și cum este. Mă speriați, sunteți un fel de Google, Facebook instituțional. Da, să știți că, de fapt, asta e și viitorul. Până la urmă se colectează foarte multe date, foarte multe date de către instituții ale statului. Și noi încercăm, statistica oficială încearcă să reducă totuși sarcina de răspuns a populației. Din două motive. Una, că bați oameni la cap, tot timpul trebuie să-și deschidă, să spun niște date de două ori, cum ai da și acolo, da și acolo. Noi avem discuțiile astea tot timpul cu, și mai ales în zona lucrărilor statistici din zona economică, unde oamenii oricum dau bilanț, dau balanță. Da, și da. Care se supără când îl sunt. Zice, da, hai că am dat și acolo și acolo. Cât ai impozitul pe profit? Cât angajați ai? Ce cu tare? Da. A doilea motiv e legat de costuri. Și aici revenim la recensământ. Costurile unui recensământ sunt foarte mari. Nu poți să faci recensământ mai, cum spun eu, așa, când ți se vrei să faci recensământ. Și e costul și o organizare extraordinară. Vedeți că noi am început a organiza recensământul în urmă cu un an și. Adică e vorba de resurse umane angajate. Trebuie să gătești oameni, să angajezi oameni în perioadă terminată. Foarte mulți bani privind... Da. Și atunci e clar că nu se pot, până acum se făceau la 10 ani, noi ne dorim în viitor să, tocmai folosind surse administrative, folosind ceea ce avem și ceea ce am colectat acum și un sistem pe care îl dezvoltăm acum, asta pe bază de GIS, hărți și așa, să putem oferi date de calitate și în perioadele sau în următoarea perioadă. Da, mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și oricând aveți de făcut anunțuri pentru așa ceva, nu ezitați, pentru că chiar înțelegem importanța unor asemenea demersuri. Oameni mulțumesc! Buni, oameni buni, acestea fiind zise, ne vedem mâine dimineață la o altă cafea. Ați observat că am început să devenim extrem de practici. Aducem persoane care ne spun lucruri importante care se întâmplă. Știu că astea nu sunt emisiuni întotdeauna extrem de spectaculoase, dar sunt utile. Cele bune, la revedere! La revedere.